David vine și spune: eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de toți vrășmașii mei. David era într-o împrejurare, era atacat din mai multe părți, zice că mă înconjurasele legăturile morții și mă îngrizorasele râurile pieirii. Și noi avem lupte în fiecare zi, poate ai lupte spirituale, poate ai lupte cu gândurile tale, ce decizii trebuie să iei în viitor, poate ai lupte în relații sau în alte domenii. Efectiv avem lupte. Dar în toate astea știm că Dumnezeu este deasupra. Tatăl nostru care este în ceruri veghează asupra lor. Le îngăduie, dar și-au scopul lor. Datoria noastră este să ne încredem în El așa cum făcea David. El a strigat în împrejurarea lui și a zis: laudat să fie Domnul, și a fost izbăvit. Să ne dea Dumnezeu putere să facem și noi așa. Haideți să cântăm împreună, să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta.
ți-a părțit și i-a smărchit. La tine îmi suflet. Oh,